ceva pe YouTube-ul ăsta și apare, nu mai miră nimic. Chiar dacă găsesc un videoclip care se numește Tipuri de ponei la cumpărături. Ce fain a ajuns YouTube în 2020. Ca oamenii să facă videoclipuri cu tipuri de ponei la cumpărături. Păi de ce nu? Super. Fain. Deci sunt oameni care se chinuie o grămadă să ajungă la un număr mare de abonați și chiar se străduiesc. Și după aia aveți un videoclip de ăsta care are aproape milionul de vizualizări, așa cu lejeritate. Și nicio treabă. Deci nu înțeleg cum am ajuns. Adică... Fuck it. Totuși sunt curioasă ce-s cu chestiile astea. Adică am văzut la foarte mulți YouTuber de ăștia mai mici că se joacă cu ponei și tipuri de ponei și de prințese și de păpuși. Foarte dubios. Dubioasă partea asta internetului. E bine, am un episod în care o să fac tipuri de ponei la cumpărături. Să începem. Că până acum... Poneiul care nu cumpără absolut nimic, deși este marfă nouă. A, că dacă era marfă veche, cumpăra, să înțeleg. Adică nu e... E un tip de ponei la cumpărături. Pentru că, într-adevăr, doamnelor și domnilor, vedem pe stradă ponei care merg la cumpărături. Cu cărcioare de Lidl, frumos, nicio problemă, bag acolo 50 de bani, intră în magazin, își cumpără vreo 5 kg de morcovi și se întorc. Da, e perfect normal și e perfect logic. Adică dacă n-ai tras ceva până azi înainte, sigur nu o să vezi pune. Adică dacă ai tras, garantezi sigur că ai să vezi pune la magazin. Că e plin de ponei acum, e nebunie, e pandemie de ponei, nu de coronavirus. Adică când intri în cao, flam, pam, direct 5 cai la coadă. Nebunie, tată. Și mai și nu cumpără nimic ca unii dintre că și nesimțiți. Ce Dumnezeu e cu lumea asta? Bună ziua, cu ce vă puteți da? Dacă am dat-o cu nimic, vreau să mă uit. Dă, proastă, păi nu vezi că nu vreau nimica? Nu-mi pasă. Nu vreți popcorn? Nu vreau popcorn. Dar nu vrea. Bă, dar ăsta e ponei la menstruație, vă garantez. Deci, poneiul ăsta e la menstruație, sau la menopauză. Am zis, ce, tu pe ore, dar nu vreau nimica. Păi tu, fată, tu te-am întrebat frumos, nu poți să răspunzi ca lumea, ce-i cu ieșirile astea, mă? Ce? Băi, viața asta de ponei e foarte grea, n-ai cum. Nu-mi place, nu vreau, nu... Pute, miroase... Nu vreau somn de roșii de la, că nu-mi place... Și atunci pentru ce mai vine la cumpărături, dacă nu-ți place nimic? Măcar puteți să puneți coșul înapoi? Nu, nu pot, că nu vreau. Na. Puneți coșul înapoi. Nu! Doi. Pone. Cum ar trebui să reacționez la chestia asta? Adică... E foarte dubios videoclipul ăsta. El care... O să spun. Ia numai dulciuri, dulciuri și dulciuri. Asta e pune cu diabet instant, ce dracu. Mâine pe mâine facem dializă, că doar na. Bă, fratele meu, dar zici că are Parkinson în stadiu final la cum mișcă camera. Stai un pic tu, fata, mai dreaptă. Poziționează-o undeva și îmi place că poneiul ăsta cu popcorn acolo, cred că de vreo săptămână și nu-l cumpără nimeni. O și muce, o făcut ticter, mă, popcorn, vedeți? Ce are hepatită la cât e de galben. Doamne ferește, ce am ajuns, în ce țară trăim, mă? Popcorn cu hepatită. Nu-i bine. Să mă uit. Așa. Asta sigur îl iau. Da, da, în sfârșit o cumpăra cineva popcornul. Nu, sărat. E atunci. Ce-a zis? Suc de mere, marshmallow și biscuit. Aha, dar pune, dacă se poate să-l pui în coș, nu pe lângă. Mulțumesc frumos. Așa, dă-le de la acolo. De ce chestie drăguțe tu? Am o întrebare. Ia pune. Băi, ești prost, sunt în miniatură, uite, s-o levit, ai sucul ăla de mere, l-am băut joi, foarte fain. Băi, ești prost, ce chestie tare, nu știu, nu găsești ceva, dar vreau și eu. Știa, sunt dulci. Așa, așa, așa. A, îi cumpăr. Dar totuși, sunt foarte supărată pe voi că aveți numai trei chestii dulci aici. Ce-o zis, mă? Că e foarte supărată că sunt numai chestii dulci în magazin? Pe ce magazin? Există magazin numai de dulci? Întreb, nu știu. Dar nu cred că există pe toată lumea asta magazin. Sau, ba da, ce proastă, să există un magazin numai de dulci. Ba nu! Chiar așa că sunt... Sau sunt... Nu, m-am tâmpit, serios. Stai că mi-a dat cu virgulă rău. Băi și pe lângă chestia asta, îmi place că mișcă camera în continuu, frate. Fac eu un atac de epilepsie dacă nu te oprești. Aha. Am plecat. La revedere, o zi frumoasă. Nu-mi pasă că n-am plătit. Bă, dar și asta e pe menstruație. Ce, doamne, atât mă v-ați sincronizat ciclurile toate.
Păi eu nu plătesc când trec la menstruație și întreabă dulciuri. Ce de acum? Cred că trebuie să-mi iau altă slujbă. Crezi? Mă rog, trebuie să termin ziua asta. Și după îmi dau demisia. Bonelul care nu ia nimic copilului său, deși nu are acel lucru, dar părintele spune că îl are. Ce imaginație bogată au copiii din ziua de astăzi. N-am cum să ne chestia asta. E... Are ceva idei în cap, dar sunt foarte dubioase. Scumpa mea, ia, vină un cărucior. Dar mamă, sunt deja destul de mare ca să merg. Vină un cărucior. Nu. Treci în cărucior până nu te lipesc cu copitele de baraj și îți dau drumul în apă. Nu știu ce am pus, tac din gură. Serios, mă, deci toată lumea e pe nerve astăzi, e pe sistemul pe nerve, ați observat că și asta, treci în cărucior, dar vreau să-mi dat treci în cărucior. Bine, stai că... Stai că căruciorul ăla se mișcă singur până acum, n-are nicio treabă, e posedat, ești nebun. Ia l-ai, dă-i l-ai. Da. Nu pasă. Haide să luăm chestii. Nu înțeleg nimic din videoclipul ăsta, în modul meu mor. Asta e panicată, tu, vine poliția, vine garda, ești nebun? Aha! Aha. Ce dracu? Ia. O să iau niște cafea pentru mine, că am nevoie de cafea. Am mie și mie niște marshmallow, nu fiindcă chiar astăzi ai mâncat niște marshmallow. Și-a terminat să pungă într-o singură zi. Și ce să mai am? Eu niște nuci. Dar mie nu-mi plac nucile. Mie îmi plac nucile și de aia o să le cumpăr. Ia uite, mă, figurant-o. Ia poate să sute roșu făcut de tine. Hai, taci. Da? Ce drac? La ce dracu mă uit? Deser, unele chestii sunt extrem de dubioase pe YouTube-ul ăsta, dar videoclipurile astea le întrec pe toate. N-am înțeles absolut nimic din partea asta. Deci, mama nu-i cumpără ceva copilului ponei, deși el zice că nu are, iar ea crede că îl are. Bă, mi-o da cu virgulă în ultimul hal. Deci n-ai cum. Chestia asta e Dumnezeu pe pământ. Ești pedepsită, nu? Că chiar ieri ai mâncat de elea, porcării de elea. Mm-hmm. Dar niciun dar. Da, da. Cum costă toate acestea? 61 de diamante. Bă, ești nebun, îți plătesc în diamante, ia auzi. Nu credeți că nu. Toată lumea pe mestru. Bă, ce dracu e cu... Bă, fiecare ponei e pe menstruație și pe sistemul că e nervos, n-are chef de nimic, adică toți vin la cumpărături și au drași la final. Ce Dumnezeu e magazinul ăsta posedat? Nu știu, v-ați înțeles între voi? Ce dracu, mă, ui, frate? Stau paralizat acolo. Nu, nu poți lua. Mă rog. Bun, sper că v-a da, mi-a plăcut foarte mult, adică calitatea 10 din 10, dacă nu mișcai camera era mai perfect, da, da, în fine. Să nu fim nașpa, că e doar un copil și încearcă să se distreze, deși n-am înțeles mare chestie. Na, probabil că sunt eu prea proastă pentru generația asta. Da. Ăsta a fost episodul, dacă v-a plăcut știți ce să faceți și ne vedem data viitoare, v-am pupat.